genul programului divertisment. Bună dimineața și bine v-am regăsit! Este joi, am ajuns la final de săptămână și sunt convinsă că Alisa are motive de bucurie, nu-i așa? Bună dimineața! Așa este, dormim mai mult! Urmează să dormim Urmează. Mai mult ne mai mâine. Trezim și mâine! Mai avem mâine! Haideți repede să facem un scurt rezumat al datelor istorice ce s-au petrecut de-a lungul celor 2018 ani și încep cu anul 1869, când s-au deschis cursurile Facultății de Medicină din București. Primul decan a fost medicul chirurg Nicolae Turnescu. Continuăm cu anul 1880, când la 22 noiembrie, principele Carol I primește acordul scris din partea familiei sale privind succesiunea la tronul României, reglementată prin Constituție. Tot la data de 22 noiembrie, însă în anul 1906, la Convenția Internațională de Radio și Telegrafie de la Berlin s-a aprobat utilizarea mesajelor SOS în caz de pericol. La 22 noiembrie 1931 se deschide pentru public Muzeul de Istorie al Bucureștiului. Și încheiem cu anul 2005, când Angela Merkel devine prima femeie cancelar al Germaniei. Așadar, să vedem și care sunt personalitățile care au marcat data de 22 noiembrie. La 22 noiembrie 1710 s-a născut Wilhelm Bach. A fost compozitor, organist german, fiul cel mare al lui Johann Sebastian Bach. Deși a fost un incontestabil geniu muzical, a trăit în condiții modeste și a murit în sărăcie. La 22 noiembrie 1878 s-a născut marele duce Mihail al Rusiei, numit uneori și țarul Mihai II. A fost fiul țarului Alexandru al III-lea și fratele țarului Nicolae al II-lea. Pe 2 martie 1917, împăratul Nicolae al II-lea a abdicat în favoarea fratelui său, spunând: "Lăsăm moștenire succesiunea noastră fratelui nostru, marele duce Mihail Alexandrovici, și îi dăm binecuvântarea noastră la urcarea sa pe tron." Pe 22 noiembrie 1890 s-a născut Charles de Gaulle. A fost general și politician francez. În 1940 a devenit șef al guvernului francez din exil la Londra, iar în 1945 a fost ales prim-ministru de către Parlamentul francez. În 1958 a fost ales președinte al Franței, post pe care l-a păstrat și după alegerile din 1965. Pe 28 aprilie 1969, de Gaulle a demisionat din funcția de președinte al statului. Am revenit și Alisa este pregătită să dea citire epigramei scrise de domnul Constantin Mândruță, nu-i așa? Așa este. Avem tot o poezie și în această dimineață. Am înțeles. E toamnă în calendar. La noi este aproape iarnă. E toamnă în calendarul meu și frunzele spirele din el. Cad una câte una sub țirel și pentru fiecare este panaceu. Că toate fac din mine un eu, cu rele bune le rămân fidel. E toamnă în calendarul meu și frunze spirele din el. Pam, pam. Ce spune meteorologia astăzi? Astăzi, până în jurul orei prânzului, avem lapoviță și nisoare în Argeș. Temperatura maximă a zilei înregistrează 3 grade Celsius, iar la această oră avem 1 grad. La noapte, minima nu va registra mai puțin de 0 grade Celsius, iar de mâine vremea își revine cât de cât. Am înțeles. Ne pregătim pentru că urmează revista presei. Și deschidem revista presei în această dimineață cu cotidianul Curierul Zilei, care pe prima pagină ne spune despre pasiunea care l-a dus în arest
pe un individ în vârstă de 20 de ani, unde dai și un de crapă, spun colegii noștri, cercetat într-un dosar de tâlhărie, un tânăr în vârstă de 20 de ani a ajuns în arest pentru act sexual cu minore, lipsire de libertate și conducere fără permis. Asta după ce oamenii legii au aflat pe parcursul anchetei că bărbatul are la activ cu mult mai multe infracțiuni. Fire impulsivă și extrem de teribilist, acesta trăiește după propriile reguli, fără să-i pese de lege. Cercetările oamenilor legii continuă, nimeni nu ar fi surprins să descopere și alte fără de legi comise de tânărul respectiv. Aveți detalii despre acest subiect în pagina a treia. Mai aflăm la capitolul sport că încă 4 meciuri sunt pentru CS Mioveni și detalii le găsiți în pagina a 4-a și aflăm că circulația este reluată pe podul barajului din Pruntu. Aveți detalii despre acest subiect în pagina a 6-a. Mai citim despre păsăretul degerat de iarna timpurie. Valul de aer polar care a lovit România în ultimele zile nu a afectat doar viața oamenilor, ci și pe cea a zburătoarelor. Păsările migratoare, care au fost înșelate de instinct și au mai întârziat în țara noastră, cad de regulă victime valurilor de aer polar, după cum ne-a explicat și un ornitolog. Aveți detalii despre acest subiect în pagina 7-a. Mai aflăm că vom avea un al doilea computer tomograf la Spitalul Județean. În cadrul conferinței săptămânale de presă, președintele Consiliului Județean Argeș, Dan Manu, a dat ieri detalii despre ce se va întâmpla cu două aparate performante care există la Spitalul Județean, dar care comportă probleme în organizarea funcționării lor. Detalii despre acest subiect găsiți în pagina a 12-a. Americanii zeii basketului, spun colegii noștri, iubitorii basketului piteștani au avut parte marți seara de un adevărat show, cum rar s-a mai întâmplat în România. Sala sporturilor din Pitești a găzduit un meci demonstrativ între BCMU, FC Argeș și GBA Team USA. Echipa de tineret a Statelor Unite ale Americii, formație care are în componență jucători pe care cu siguranță îi vom vedea peste câțiva ani în NBA. Aveți detalii despre acest subiect în pagina a 5-a. Mai aflăm tot de pe prima pagină că Rucăreanul și-a recunoscut fapta, l-a prădat pe primarul din Dâmbovicioara. Rechizitorul parchetului a fost înregistrat pe rolul judecătoriei Câmpul Lung, având ca obiect recunoașterea vinovăției de către inculpat. Pe 31 iulie 2018, acesta a fost trimis în judecată ca parte civilă în dosar constituindu-se și o firmă din Dâmbovicioara. Detalii găsiți despre acest subiect în pagina a 12-a. Și în pagina a 3-a puteți citi despre un individ care a furat un autoturism și a fost încarcerat. Mergem mai departe și aflăm din a doua pagină că se oprește curentul în Găvana și tot din a doua pagină aflăm că 31 de firme au fost sancționate de Inspectoratul Teritorial de Muncă în luna octombrie, întrucât au depistat că 88 de persoane munceau la negru. Pentru scăderea numărului celor care muncesc fără forme legale, ITM Argeș a făcut în luna octombrie 175 de controale. În urma acestora, la 31 de societăți au fost găsite lucrând la negru 88 de persoane. Au fost date 30 de amenzi în valoare totală de 983.000 de lei. Mergem mai departe și ajungem în pagina a 6-a și aflăm că circulația este reluată pe podul barajului Prundu. Administrația Bazinală de Apă Argeș-Vedea a cuprins în proiectele pentru acest an reabilitarea podului barajului Prundu Pitești cu o valoare aproximativ de 1.750.000 de lei. Lucrările au fost demarate în luna iunie acestui an, iar termenul de finalizare a fost 22 decembrie 2018. Mai multe detalii aveți în pagina 6-a. În pagina 7 aflăm că avem modernizări la pediatrie. Autoritățile județene au în plan extinderea și modernizarea secției de primiri urgențe de la Spitalul de Pediatrie din Pitești, precum și a ambulatorului de specialitate de la aceeași unitate medicală. În total, cele două proiecte valorează 16 milioane de lei și vor fi finanțate prin fonduri europene, fiind acum în stadiu de evaluare tehnică și financiară. Veste bună pentru părinți, aflăm tot din
pagina 7-a că vom avea 6 locuri noi de joacă. Administrația domeniului public Pitești a modernizat în acest an 6 locuri de joacă pentru copii. Unde sunt acestea? Aflați dumneavoastră din pagina a 7-a. Mai aflăm că puiul de tigru născut la Zoo Pitești va primi numele de la Piteșteni. Grădina zoologică din Pitești are începând din luna iulie un nou membru. Este vorba despre un pui de tigru născut în captivitate și al cărui părinți pot fi vizitați de asemenea la Zoo din Trivale. Puiul de tigru a venit pe lume cu 3 săptămâni înainte de termen și a avut nevoie de îngrijiri specifice în prima perioadă a vieții sale. Mai detalii aflați despre puiul de tigru de la Zoo în pagina 7-a. Mai aflăm că vom avea spectacol folcloric de ținută în Mioveni. Sub egida centenarului, Primăria, Consiliul Local și Centrul Cultural Mioveni vor organiza sâmbătă 1 decembrie 2018 un spectacol folcloric de excepție susținut de către ansamblul Dor Bucovinean, Cernăuți, Taraful Gabi Bunea și Emilia Dorobanțu. Și avem aniversare la școala Liviu Rebreanu din Mioveni. În perioada 20-23 noiembrie, școala gimnazială Liviu Rebreanu din Mioveni îmbracă haine de sărbătoare cu ocazia sărbătoririi zilelor școlii și aniversării a 38 de ani de activitate în slujba educației. Jocuri distractive, competiții sportive, concursuri tematice, întâlnire cu cadrele pensionare ale școlii, dar și alte surprize sunt pregătite de către cadrele didactice pentru elevi. Și de pe ultima pagină suntem atenționați, întrucât doi copii sunt suspectați de scarlatină. Scarlatina a reapărut în unitățile de învățământ argeșene. Potrivit informațiilor furnizate de Direcția de Sănătate Publică Argeș, săptămâna trecută au apărut 2 suspiciuni de scarlatină la preșcolari. Este vorba despre un copil de 3 ani din Ștefănești, preșcolar la grădința Vintilă Brătianu, din Ștefănești, și un copil de 5 ani din Valea Mare Pravăț, preșcolar la grădinița din Gura Pravăț. Copiii au fost internați la secția de boli infecțioase copii a Spitalului Județean de Urgență Pitești și aflăm că se iau probe de la colegi, se recoltează exudate nazofaringiene de la colegii copiilor și se dezinfectează, se aerisesc sălile de clasă. Pentru prevenirea scarlatinei nu există vaccin, dar complicațiile pot fi severe. Mai multe detalii despre această boală citiți de pe ultima pagină. Și tot aici aflăm că la Câmpul Lung am avut o eroare de marcaj care a fost corectată cu, ce credeți, cu zmoală. Problema marcajului rutier efectuat anapoda de muncitorii care au reabilitat strada Gruiului din Câmpul Lung a fost remediată la scurt timp după ce cazul a fost semnalat în presă. Un strat de zmoală a acoperit vopseaua albă a liniei intermitente ce tăia artera în intersecția în care se ținea odată bâlciul de Sfântul Ilie. Mai multe detalii aflați dumneavoastră din pagina a 12-a. Și vești bune în sănătatea argeșană. De anul viitor vom avea al doilea computer tomograf la Spitalul Județean. În cadrul conferinței săptămânale de presă, președintele Consiliului Județean Dan Manu a dat ieri detalii despre ce se va întâmpla cu 2 aparate performante care există la Spitalul Județean, dar care comportă probleme în organizarea funcționărilor. Mai aflăm că vom avea și un RMN. În privința aparatului RMN a fost s-a creat o rumoare în rândul pacienților, faptul că el nu lucrează permanent, că acela de la un spital privat unde se lucrează, însă lucrează aceiași medici. Mai multe detalii despre acest subiect aflați dumneavoastră din pagina 12. Mergem mai departe și avem cotidianul Argeșul. Pe prima pagină ne anunță că traficanți de etnobotanici au fost călcați demascați. Ieri polițiștii și procurorii DICOT au efectuat zeci de percheziții domiciliare în județele Cluj, Caraș-Severin, Sibiu, Argeș, Mureș, Vâlcea, Dâmbovița, Dolj, Mehedinți și Gorj. Acțiunea a vizat destructurarea unui grup infracțional organizat specializat în trafic cu etnobotanice. Aveți detalii despre acest subiect în pagina a 12-a.
Monografia satului Argeșan este sub tipar, ne anunță colegii de la Cotidianul Argeșul. Proiectul ziarului Argeșul, satul Argeșan față în față cu viitorul european derulat în anul centenarului, merge mai departe. Fișele monografice întocmite în comune au intrat deja la tipar. Au rămas însă unele pagini goale. Despre ce este vorba, aflați dumneavoastră din pagina a doua. Medicii ori la stat, ori la privat. Conducerea Consiliului Județean Argeș vrea să reglementeze problema medicilor specialiști în imagistică. Unii lucrează și în privat și, având contracte cu CAS la astfel de unități, acest lucru afectează activitatea Spitalului Județean. Aveți detalii despre acest subiect în pagina a patra. Și mai aflăm că un fost director de ziar a fost condamnat, Florin Paraschivescu, fost director al publicației Atac de Argeș, a fost condamnat la 6 ani și 8 luni de închisoare într-un dosar de șantaj și tâlhărie în care sunt implicați primari, directori și oameni de afaceri. Detalii găsiți în pagina a 12-a. Mergem și noi mai departe și aflăm din pagina a 3-a că totuși Mircea Drăghici a fost propus de PSD în funcția de ministru al transporturilor. Aseară la ședința Comitetului Executiv a PSD a fost votată propunerea ca deputatul de Argeș, Mircea Drăghici, să fie numit în funcția de ministru al transporturilor. Urmează ca această propunere să fie validată de președintele României, Klaus Iohannis. Dacă se va întâmpla așa, Argeșul ar putea avea o șansă importantă, poate unică, de a accelera cu un om al locului proiectul de infrastructură și cel mai așteptat, autostrada Pitești-Sibiu. Vom vedea dacă așa va fi. Mai aflați că avem un concert caritabil cu Direcția 5 în data de 23 noiembrie, un concert caritabil pentru Corina Maria, o copilă de 9 ani care a fost diagnosticată cu o tumoară malignă abdominopelvină. Citiți detalii în pagina a 3-a a Cotidianului Argeșul. Și tot aici mai aflăm că semințele roșilor noastre de altă dată sunt oferite gratuit. A 22-a piață de semințe tradiționale și-a deschis porțile la Casa Cărții. Detalii aveți în pagina a 3-a. În pagina a 5 aflăm că bazinul olimpic din Pitești este mai scump decât spaurile de fiță, spun colegii noștri, și aveți un amplu reportaj pe această temă. Cât costă intrarea la bazinul olimpic din Pitești, puteți afla din pagina a 5-a. Mai aflăm că obligațiile fiscale trebuie achitate până în data de 15 decembrie și sunt reduse cu un procent de 5, între 5 și 10%. Punem punct revistei presei din această dimineață pentru că Alisa ne-a pregătit previziunile astrale. Berbec. Pe parcursul zilei este necesar să vă supravegheați cu atenție reacțiile, deoarece puteți intra foarte ușor în conflict cu toată lumea. Constrângerile la care sunteți supus sunt însă cu adevărat stresante. Taur. Șefii vă apreciază eforturile, dar vă dau să rezolvați probleme pentru care sunt potrivite cu totul alte persoane. Este de preferat să îi refuzați pentru a nu vă face din actualii prieteni viitori adversari. Gemeni. Calmul celor din jur vă influențează pozitiv, cu toate că mai aveți încă destule momente în care să vă simțiți debusolat. Cineva drag suferă și vă străduiți să-l ajutați necondiționat. Îngrijiți-vă sănătatea. Rac. Sunteți foarte suspicios și nu acordați celor care au greșit niciun fel de circumstanțe atenuante. Intervențiile în favoarea acestora vă enervează și mai tare. Seara o petreceți alături de cei dragi. Leu. Astăzi depășiți situațiile dificile cu multă dezinvoltură și noroc. Aparent nu faceți niciun efort și sunteți apreciat de toată lumea, chiar și de adversarii declarați. Veți primi musafiri neanunțați. Fecioară. Apar cu siguranță încă de dimineață probleme majore în viața familială. Cu toate că vă este contestată o parte din activitate, iar rezultatele sunt atribuite altora, vă declarați indiferent. Aveți bani puțini. Balanță. Odată cu reapariția persoanei iubite, toate necazurile dispar ca prin farmec.
este necesar să fiți foarte atent pentru că un moment de grabă poate produce un mic accident, mai puțin obișnuit. Scorpion. Astăzi se satisfac toate dorințele de către persoane pe care de-abia le-ați cunoscut. Nu sunteți în pericol să vă îndrăgostiți, deoarece este vorba de dorințe legate de obținerea banilor. O zi excelentă! Săgetător. Sarcinile profesionale vă dau bătăi de cap și regretați că ați refuzat orice ajutor de până acum. Din nefericire, deciziile dumneavoastră nu sunt luate în seamă de cei cu care ați colaborat o perioadă lungă de timp. Capricorn. În această perioadă, optimismul și vitalitatea dumneavoastră sunt admirate de colaboratori și invidiate de adversari. Micile neînțelegeri în această seară cu rudele apropiate vă apropie mai mult de persoana iubită. Vărsător. În aceste zile, vi se contestă drepturile pe care le aveți asupra unor obiecte de valoare sau pur și simplu nu sunteți lăsat să participați la o activitate relaxantă. Concilierea cu amicii este tardivă. Pești. Dacă doriți să aveți succes, este de preferat să fiți mai perseverenți și să investiți mai multă energie în terminarea activităților restante. Realizați că munciți mult, fără să fiți apreciat pentru ideile originale. Ne luăm o scurtă pauză publicitară, însă rămâneți cu noi pentru că urmează Prietena Matinal. Supermarketuri Jam vă așteaptă în Topoloveni și Pitești cu marfă de calitate la prețuri cum se cade. Acum la ofertă Bergen Beer 2,5 litri la doar 5,99 lei. Jam, supermarketul argeșenilor. Antrenează-te pentru cumpărături. Pregătește-te să duci cât mai mult acasă. De ce? Pentru că... Fie că ai nevoie de lucruri mari sau de lucruri mici, zi de zi la Argintex, prețuri bune zâmbesc. Jucării, mobilier sau obiecte doar din fier, căi, clanță sau mâner. Deci, mămici, tătici, bunici, tot ce luați, să luați de aici. Toate sunt la Argintex, fiindcă ieftin. Argintex. Vrei somn bun și odihnitor? Vino la curățătoria ecologică de perne și în 10 minute îți schimbăm burduful vechi al pernei tale cu unul de calitate germană. Curățăm pernele de praf, acarieni și microbi. Ne găsești în piața Ceaier sau la telefon 0740661035. O pernă curată înseamnă igienă și somn sănătos. Lanțul românesc de supermarketuri Jam vă așteaptă în Topoloveni și Pitești cu marfă de calitate la prețuri cum se cade. Acum la ofertă Bergen Beer 2,5 litri la doar 5,99 lei. Jam, supermarketul argeșenilor. Hotel Star, în Budeasa. Un reper al resorturilor de 4 stele. Bucurați-vă de evenimentele private alături de prieteni. Sală cu 500 de locuri. Fine dining. Candy bar. Fruit bar. Profesioniști în evenimente. Hotel Star. Nuntă sau botez de 4 stele. Lanțul românesc de supermarketuri Jam vă așteaptă în Topoloveni și Pitești cu marfă de calitate la prețuri cum se cade. Acum la ofertă Bergen Beer 2,5 litri la doar 5,99 lei. Jam, supermarketul argeșenilor. Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei. Evenimentele apar și dispar. Acțiuni și reacțiuni. Se schimbă mentalități. Lumea se schimbă. Noi, echipa de la Observator Antena 1 Pitești, suntem aici. Sunt Simona Pomazan și de 19 ani sunt mereu cu tine.
În vederea pregătirii pentru un cutremur, luați următoarele măsuri. Fixați mobilierul care se poate deplasa în timpul unei mișcări seismice de un perete sau alt element de construcție solid. Amplasați obiectele grele care vă pot răni în partea de jos a încăperilor. Stabiliți cu membrii familiei un plan de protecție în caz de cutremur. Asigurați-vă o minimă rezervă de urgență formată din apă, alimente neperisabile, lanternă, aparat radio portabil, acumulatori și medicamente de bază. O campanie a Ministerului Afacerilor Interne. Întrebări care nu s-au pus. Adevăruri care nu s-au spus. Replici inteligente. Judecăți echilibrate. Valori și non-valori. Exerciții de discernământ. Modele de cultivat. Și de urmat. Nu ratați emisiunea Subiect de Presă. Vă propunem o pledoarie pentru jurnalismul responsabil. Am revenit și prietenul nostru în această dimineață la matinal este doamna Valeria Coman, director Festivalul Internațional de Modă Culorile Toamnei. Bună dimineața, bine ați venit! Bună dimineața! Bună dimineața! Ne bucurăm să vă avem, mulțumim și noi, ne bucurăm să vă avem alături în această dimineață și vă mulțumim că ați fost atât de matinală, da, să ne onorați cu prezența. Așadar, un eveniment foarte important a avut loc la Pitești. Vă las pe dumneavoastră să-l descrieți cel mai bine, pentru că dumneavoastră l-ați organizat. Da. Festivalul Internațional de Modă Culorile Toamnei a avut loc foarte bună trecută, cum ați spus, octombrie, unde am invitat 15 designeri din România și 5 din străinătate. A fost un eveniment frumos la care, adică, am depus așa un pic efort, da? Pentru că l-am făcut singură de data aceasta. Dar bucuria a fost mare, pentru că am vrut să fac o bucurie și designerilor și tuturor participanților. A fost ca un, pentru că vin sărbătorile de iarnă, și cum aș face un pom de Crăciun, da? Și în el să fie cadouri, premii, iar sus steaua mare să fie marele premii. A fost frumos pentru că fiecare designer a primit câte un premiu meritos, să zic, și toți au fost încântați, atât designerii din țară, cât și din străinătate. Chiar zilele trecute am citit în presă, am văzut profesorii, colegii profesorilor din Chișinău, de la Ion Creangă, felicitau studenții care au participat la acest festival în România, că au luat locuri de frunte în festivalul nostru. Am avut de la Chișinău 5 designeri, chiar am văzut că erau lucrurile lor de licență, absolvent de design vestimentar, și plus din Maroc, o fată care terminase de profil Universitatea de Design, și încă una din Anglia, la fel, tot absolventă de design vestimentar. Aveți o tradiție, să spunem, de când anume ați organizat prima dată acest festival? Da.
Trebuie să spun că acest festival este, să zic, și fructul unei activități ale mele, ale Asociației Culturale de Tineret Vatra. Deci eu am această asociație culturală, sunt președinta acestei asociații și din 95 a fost proiectul meu, da, care l-am făcut împreună cu DJTSA Press și în fiecare an eu vreau, indiferent că se vrea sau nu, eu fac acest festival. Trebuie să spun că l-am lucrat, știi că ai fost și colega mea, am lucrat la Casa de Cultură a Studenților 20 de ani. 20 de ani am fost și proiectantă, chiar aici la etajul 7 eu am fost aici proiectantă, la 100 proiectări. Și am făcut acest festival. Piteștiul avea, să zic, fondul primit din partea Ministerului ca să se organizeze acest festival și alte festivaluri, dar și acesta era prins și primeam o mică parte de bani, îl finanțau. Anul acesta nu s-a... Am așteptat până ultima clipă să primească un pic finanțat și nu s-a putut și atunci l-am făcut singură pentru că este un proiect al meu care eu vreau totuși să continue. Un proiect de suflet. Avem imagini de la fața locului, urmărim imediat materialul și după aceea revenim cu detalii. Da. Iubitorii de frumos, dar și persoanele interesate să afle care sunt cele mai noi tendințe ale modei vestimentare, au avut parte de un eveniment pe cât de așteptat, pe atât de binecunoscut. În organizarea Asociației Culturale de Tineret Vatra, la Pitești s-a desfășurat Festivalul Internațional de Modă Culorile Toamnei, iar președintele juriului a fost renumitul designer Cătălin Botezatu. Nu trebuie să uităm faptul că de fiecare dată de aici s-au lansat în lumea modelingului, atât manechine cât și manechini care au făcut o figură frumoasă României. Cea de-a 23-a ediție a evenimentului a adus în competiție colecții create de concurenți din Pitești, dar și din mai multe zone ale țării, dar și din străinătate, iar invitatele speciale sunt absolvente ale universităților de profil din mai multe colțuri ale lumii. Sunt invitați din toate centrele din țară, dar și din străinătate. Avem din Anglia, Maroc, Chișinău și din toate regiunile țării. Am revenit și nu ne-au spus, noi ne tot uitam cu interes, nu ne-a anunțat colegul nostru, ne-a făcut o surpriză. Așadar, am văzut, l-ați avut invitat pe domnul Cătălin Botezatu. Da, este o onoare că ne onorează, să zic, cu prezența de fiecare dată. Este ca și cum și festivalul lui, deci dacă nu poate să vină, nu-l facem. Și este mare lucru că vine, pentru că și eu aștept în ultima clipă să nu intervină ceva. Cu câteva zile înainte a fost plecat la Paris, a doua zi a plecat la Atena. Când îi spun data, cam cum ar vrea noi să găsesc pe la teatru, să zic așa, sala, să acolo vreau să se facă, pentru că indiferent unde s-ar face acest festival, mai frumos ca la teatru, unde l-am făcut 20 de ani, nu este. Sper ca la anul să avem totuși acces la sala teatrului și să-l organizăm acolo. Deci Cătălin vine și chiar de fiecare dată găsește așa să-i mulțumească pe toți cu premii și toată lumea, să zic, să fie încântată. Am văzut chiar pe primele imagini, au fost chiar și cu prezare de modă copii. Da, eu am la bibliotecă niște cursuri cu copiii acolo, dar au venit copii din toată țara să intre în colecțiile designerilor și din Pitești și din țară. A fost o mare bucurie și pentru ei și pentru mine, că am văzut că toată lumea a fost fericită că am venit la acest eveniment și au participat. Așadar, ați încheiat ediția 23-a, da. Urmează cea de 24-a. Da. Și știu că vă pregătiți încă din vreme, deja cred că ați început pregătirile, așa-i?
Deci în capul meu este ca un proiect de licență, îl ai pe tot. Deci acum în fiecare an câștigi un pic de experiență și chiar îi spuneam și lui Cătălin, zic acum mi-am făcut alte benere, zic nu mai schimb, trebuie să fii mereu președintele jurului, că te-am acolo, nu mai schimb toată ziua benele. Deci cu cât? Da, și zice, da, cred că și la 80 de ani o să strigăm marele premiu. Da, zic să nu... În fiecare an capăt o altă experiență și din an în an sper să fie mult mai bine. Acum mă pregătesc și am, știți că de fiecare dată la final, până în deliberare juriu, noi punem această revistă unde sunt... se derulează pe melodie foarte frumoasă, se derulează imagini din tot festivalul de modă, da? Am avut la 18 ani, la 20 de ani, deci acum domnișoara modă a făcut 23 la anul 24, deci la final noi trebuie să punem imagini din, de la ultima ediție, cine a luat marele premiu. Și în această revistă, să zic, sunt trecuți toți designerii care au făcut parte de-a lungul timpului, dar ce este frumos că și toate manechinele își găsesc aici locul, manechinele care au activat la Casa de Cultura Studenților și au putut să intre și în aceste prezentări de modă. Doamna Vali, cum ați caracteriza moda de-a lungul acestor 23 de ediții? Pentru că cred că imposibil să nu vă fi făcut o oarecare viziune și să... Da, moda, să zic, totdeauna este în schimbare, dar fiecare om își alege, da, fiecare este cu personalitatea lui, poartă ce îi place, ce îl caracterizează. De exemplu, de la anii 50, acolo să zic că mi-ar fi plăcut să fiu în generația aceea, dar văd că moda mereu se schimbă și este important că noi româncele suntem frumoase, elegante. Eu am avut posibilitatea să văd mai multe țări și chiar zic că româncele sunt frumoase, elegante și au acel simț al esteticului, pentru frumos. Chiar mă doream să vă întreb, pentru că știu că călătoriți foarte mult, ce avem noi și nu au cei din străinătate, ce au ei și nu avem noi? Referindu-ne aici la modă, la sfera aceasta. Da, noi cred că românii suntem mai atașați, să zic, de culorile care ne stă nouă bine. De exemplu, îmi place albastru, de chiar astăzi așa, albastru sau alb. Nu aruncăm pe noi cu culori, așa cum văd în altă țară, să zic, cum vedeam prin Germania sau prin Austria, așa, chiar și în Franța. Deci românii au un gust aparte, deci se diferențiază un pic a te îmbrăca românul față de celălalt, pe stradă, așa. Deci eu aproape că îi cunoșteam și care sunt români. Deci românii au un respect pentru frumos și a sorta ținuta. Deci țin foarte mult la treaba asta, românii în special. Noi, Argeșul, am dat și modele în afară, da? Da. Au plecat. Mai avem modele de renume? Da. Generațiile care vin din urmă, cum sunt? Da, din eu anul trecut, nu, chiar anul acesta am participat la Bășteni, la Info Fashion, la un mare concurs care îl organizează acolo domnul Seceleanu, poate cel mai mare din România, unde aleg cele mai frumoase fete și le trimit la concursuri internaționale, ceea ce eu nu fac. Eu fac numai prezentări de modă. Și am fost în jurul concursului și mi-a fost mare, așa, am fost surprinsă și plăcut, impresionată, că una dintre fetele noastre, piteșteanca noastră, Andreea Mecoman, a luat premiu, este plecat acum în Polonia și
Îi ținem pumnii că pe 3 decembrie în Polonia va fi finala. Deci, și uite că mă gândeam la Alisa, să zic, cred că sunt aproape 7-8 ani. Alisa, cred că la prima prezentare de modă a fost la mine, la Bascov, la Casa de Cultură, la un Dragobete și ai purtat costumul popular și cred că și pe tine am spectat. Primit și premiu pentru costumul popular. Da, și eu chiar... încerc prin aceste cursuri să le dezvolt pasiunea asta pentru frumos, pentru că altfel știe să se îmbrace, să au văzut, am prezentat și pentru uniforme și pentru ținute de zi, de seară. Deci le insuflu la copii de mici dragostea pentru frumos, pentru estetic, pentru design vestimentar. Foarte frumos. Așadar, vă pregătiți pentru ediția 24. Da. Și sper să fie la teatru și sper să fie cu Casa de Cultură a Studenților. De ce? Ca să trimite invitații prin Casa de Cultură studențești. Pentru că vor veni designeri, tineri designer și cu trupele de manechine. Nu acum a trebuit să am eu manechine ca să asigur la toți designerii din țară și străinătate. Este foarte frumos când din țară Clujul, Iașul, Brașovul vin cu, nu numai cu designuri, vin cu cele 10-12 manechine. Atunci e foarte frumos. Am înțeles. Cam câtă muncă este în spate? Ei, nu mai zic cuvântul muncă, pentru că e frumos. Eu aș face și mâine, aș face în fiecare zi. Deci, nu știu, fiecare eveniment presupune un pic de atenție, de muncă, dar este frumos. Nu mai zic cuvântul muncă, că este pasiune. Este pasiune, da. Și îmi place ce fac. Chiar asta am vrut eu să las piteștenilor mei, cum alții au lăsat festivalul de modă, de teatru, deci eu, de folclor, eu să las acest festival de modă și să-l duc cât pot eu. Da. Eventual, nepoții mei să-l duc în continuare. Da. Doamne ajută! Da. Și ei au fost prezenți la acest eveniment. Am venit de la București special, au intrat și ei în prezentarea copiilor. Da. Dacă am vorbit despre modele, top modele, să vorbim și despre designeri. Da. Apar an de an designeri, vestimentari noi sau se cerne pe piața aceasta cine e bun rămâne, cine nu pleacă sau cam care este situația? Da, cei care vin, am văzut, deja lucrează, să spun, de exemplu, Roxana Pârvu a luat marele premiu, a avut colecții și la New York și peste tot, deci o fată foarte bună, deci au... care vin la festival sunt nume, să zic, de referință și au făcut deja atelierele lor, dar sunt și cazuri când se pierd și asta trebuie un pic, nu sunt încurajați, probabil nici statul bănuiesc că nu îi încurajează să le asigure, știu, o parte din bani să-și deschidă această afacere mult mai mult cât și-ar dori ei și unii am văzut că și-au schimbat chiar dacă au făcut facultate și-au schimbat, dar majoritatea, să zic așa, 90% au rămas pe design vestimentar și este o pasiune care și este o muncă foarte frumoasă ca să faci design vestimentar. Aș vrea să vă întreb dacă a existat sau dacă există un designer care v-a însoțit de la prima ediție și până acum. A rămas? Sau s-au schimbat de-a lungul timpului? S-au schimbat de-a lungul timpului, dar am avut, de exemplu, pe Adrian Radu, care tot a fost 4-5 ediții, chiar Robert Ghelmuș a fost la câteva, dar din designerii care au fost din Pitești, au,
Au făcut chiar, nu numai Carmen Rădulescu, de exemplu, te văd că la Marele Premiu, Andreea Ionescu la fel lucrează tot ca designer, Carmen Rădulescu la fel, Larisa Dragnea, tot din Pitești, este foarte mare, deci Adrian Costache, dar Odet Mihalache, da, Andreea Ionescu, Ana Bărbulescu, Luciana Stan, Elena Puiu a luat chiar Marele Premiu, lucrează în acel domeniu, Cătălin Demetriade, Ionescu, Larisa Dragnea, Felicia Cădăneanu, Luisa Alexandra, Mihaela, Carmen Popescu, Gianina, și fetele mele, și Gianina, de exemplu, și Mirela Băcanu, bănică, au încercat să facă mici colecții de modă și au intrat în primele, Valentin Tănăsescu, dar și Valentin Tănăsescu, acum avem designer care sunt la București, Bica, deci Alexandra Bica, deci chiar mi-a luat premiu anul acesta, sunt absolvente de design la București și au intrat în colecțiile, au reprezentat Piteștiul. Am ajuns la final, vă mulțumesc foarte mult pentru prezența în studio, așa de repede, ne bucurăm că timpul trece repede cu noi, înseamnă că suntem o companie plăcută pentru invitații noștri și invers. Vă urăm multă putere de muncă și să dea Dumnezeu să iasă următorul festival, da, așa cum vă doriți și dumneavoastră. Vă mulțumesc că totdeauna Antena a fost alături de mine de la început. Și să fie în continuare. Vă mulțumesc și vă felicit. Mulțumim și noi. Mulțumim. Așadar, Alisa, ne spui tu care sunt partenerii noștri în acest studio. Desigur, le mulțumim Dance Secret Garden, Imanoță Studio, Florăria Altceva, Chic Boutique și Prăjiturile Mihaelei. Domnilor și domnilor, am ajuns la final. Vă mulțumim pentru atenție și vă dăm întâlnire mâine dimineață la aceeași oră. Și nu uitați, mâine este vineri, vine weekendul, deci trebuie să ne bucurăm. La revedere! Supermarketuri Jam vă așteaptă în Topoloveni și Pitești cu marfă de calitate la prețuri cum se cade. Acum la ofertă Bergen Beer 2,5 litri la doar 5,99 lei. Jam, supermarketul argeșenilor. Piața Firenze, de 7 ani în Pitești, face diferența. Pielărie, genți, lenjerie, accesorii pentru casă, tablouri și mobilă și, în mod special, cadouri personalizate. Am avut inspirația de a veni aici pentru că în foarte scurt timp trebuia să pregătesc ceva pentru cineva de calitate și n-am dat greș. Iar cadourile de Crăciun, da, deci cadourile, coșurile, sunt făcute într-un mod aparte, inclusiv modul de ambalare. Piața Firenze. Mulțumim clienților noștri! Lexford Castel, un reper pentru învățământul argeșan cu peste 11 ani de experiență, instituția de învățământ acreditată, oferă servicii educaționale de cea mai înaltă calitate. Școală primară, grădiniță, after school și summer school. Dezvoltarea intelectuală și emoțională a copilului este în centrul preocupărilor Lexford Castel. Creșterea, socializarea și educația într-un mediu de excelență pentru copilul dumneavoastră este cea mai bună investiție pe care o faceți. Lexford Castel, școală și grădiniță. Învățământ românesc la nivel european. Lanțul românesc de supermarketuri Jam vă așteaptă în Topoloveni și Pitești cu marfă de calitate la prețuri cum se cade. Acum la ofertă Bergen Beer 2,5 litri la doar 5,99 lei. Jam, supermarketul argeșenilor. Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei.